Anul trecut era coadă mare la Direcția de Taxe și Impozite din Târgu Jiu. Oamenii s-au așezat la rând de la primele ore ale dimineții pentru ca să nu intre cu datorii în anul viitor. Însă în acest an lucrurile stau altfel. Cozile aproape că nu există pentru că gorjenii nu se mai îngrămădesc să-și achite dările. Nu s-a văzut zilele acestea o aglomerație la sediul direcției noastre. Ne așteptam ca, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți, să fie mult mai multă lume interesată dintre cei cu restanțe în achitarea impozitelor, dar nu s-a constatat acest lucru până la această dată și cred că nici nu mai este timpul necesar. Anul acesta, 4 milioane de lei are de recuperat Direcția Publică de Venituri Târgu Jiu de la gorjenii răuplatnici. Mai avem de încasat la această dată 4 milioane de lei din anul acesta. Am realizat un procent de 85% până la data de 20 decembrie. Deci 4 milioane pentru impozite și taxe cu debit, adică clădiri, teren, mijloace de transport, persoane fizice și juridice. Și rămânem în continuare cu o restanță de 6 milioane, o rămășiță aferentă anilor precedenți. Pe lângă majorările de întârziere, datornicii vor putea fi executați silit și prin popriire pe conturile de salariu sau de pensii.